Voiam să vă vorbesc ceva despre experiment. Adică, ce mă nemulțumește pe mine la literatura română, sincer vă spun, este lipsa experimentului. Românii sunt probabil foarte legați de ceea ce se cheamă suflet, fără să știe exact ce e aia, pentru că n-am cum să-l pipăim. Însă, din cauza asta, ei sunt foarte legați de conținut. Ei au impresia că fondul, sensul, conținutul, este cel mai important lucru în literatură sau în artă în general. Orice din Occident au ajuns la concluzia că mult mai interesantă este forma. Despre asta am vorbit înainte și cred și eu același lucru. Acest lucru însă l-am învățat foarte tare de la Oscar Pasdior, cu care și Corina a fost foarte bună prietenă și amândoi l-am iubit foarte mult. Și poate cine știe dacă ar fi luat Büchnerul, poate că îl sărbătoream și pe el ca pe un poet cu premiul Nobel. N-a fost să fie. Dar Corina nu face experiment. La început am crezut că da, dar la ea nu este vorba de experiment, pentru că experimentul este întotdeauna programat. Experimentul seamănă și cu matematica. Experimentul dezleagă ecuații. Pe Oscar l-am întrebat odată, la rest fidel, o cafenea care ne plăcea nouă, dacă el nu e mai mult matematician decât poet și dacă pe el îl bântuie vreodată, inspirația. Și el a zis, tu ești chiar nebună, Nora, doar ești poetă. Cum poate exista un poet fără inspirație? Sigur că da. Zic, bine, dar tu lucrezi ca un matematician. Și într-adevăr, el chiar mi-a explicat cum construia el cuvinte, el era ca Dumnezeu, adică el făcuse o limbă proprie, el făcuse o lume proprie și îmi spunea, una dintre metode era aceea cu dicționarul, din 7 în 7 cuvinte găsea un cuvânt și îl combina cu celălalt al 7-lea cuvânt și aduna între ele vocalele, o chestie asemănătoare și cu procedeul Hertei Müller, nu? Care prinde cupajele acelea cu forfica, despărțea silabe și le combina și făcea alte cuvinte din ele. Deci, eu zic, s-ar putea și la acest gen de experiment care are foarte multă matematică în el, să ai nevoie de inspirație, pentru că nu numai artistul are nevoie de inspirație. Eu cred că orice inventator are nevoie de inspirație, nu? Adică orice creator are nevoie de o scânteie, care nu-i vine de la Dumnezeu, cum cred unii. Cred că-i vine din trupul lui, din glandele lui, din hormonii lui și așa mai departe. Ce să vă mai zic eu? Prea multe nu mai am de zis, dar vreau să vă spun că este o minune că încep să văd la copiii cei mai tineri, cei care nu sunt încă debutați, cum se aruncă cu aviditate asupra formei fixe în poezie. Se uită înapoi în momentul în care ajungi să ți se închidă drumul și să vezi că faci minimalism de ani de zile și în momentul în care nu te uiți la autor și citești 10 cărți de poezie, ai impresia că toate sunt scrise de același autor, pentru că avem puțini. Uite aici, întâmplarea a făcut că s-au adunat niște poete care într-adevăr au o personalitate foarte bine definită. O văd pe Adela aici, ea de la început a fost Adela Greceanu, de la primul volum, că Mincu nu era un critic
prost. Mincu era un critic de poezie excepțional, nu știu de ce nu prea a fost văzut și agreiat. Și iată, aici avem alte două poete care sunt foarte personale. Și fetele sunt mai personale decât poeții. Însă acum va veni un poet și va anunț de pe acum, are lansare, dar nu mai știu exact unde. Există ceva open art sau ceva de genul? E, acolo va avea lansare, cred că pe data de 12, luna iunie, îl cheamă Elecheș. Este ceva jumătate ungur, un sfert neamț, un sfert român, e așa o combinație din banat. Robert Gabriel Elecheș a scos un volum la editura Tragus Arte și este cel mai formidabil poet pe care l-am citit eu în ultimii 10 ani. Da, după gustul meu, mă rog. Ei, și cam asta voiam eu să vă spun, pentru că iată, începe să apară la egală continuitatea. Începem când vezi că se închide drumul, trebuie să tragi cu ochiul în urma ta, că și modernii francezi, cât erau ei de moderni, când au văzut că se strânge poteca și nu mai au cum să înainteze, s-au dus la primitiv. Și dintr-o dată au găsit cu totul altă perspectivă.